doamna Lindei. Că asta mi-e ciudă. Vorbiți informat. Domn președinte, haideți, domnule, să demarăm lucrurile. Începe, da? Da, haideți. Domnilor consilieri, în conformitate cu dispoziția articolului 39 aliniatul 1 din Legea Administrației Publice Locale și prin dispoziția 618, a fost convocat în ședință ordinară. Toată lumea este prezentă. Ședința este legal constituită și își poate începe lucrările. La ședință participă domnul Oprea, în calitate de director al Fondului Cultural, și avem trei cetățeni aici, domnul Constantin, Roșca Dumitru, Corcoman Ionuț, da. Altcineva da. Atât? Așa, probabil dumneavoastră o să ridice niște probleme. Ordinea de zi, așa cum ați luat la cunoștință din invitația pe care am primit-o, avem următoarele proiecte de hotărâre. Asigurarea condițiilor materiale pentru desfășurarea activității culturale, aprobarea manifestării culturale în nunta de aur din 6 noiembrie, aprobarea contului de execuție pe trimestru 3, aprobarea vânzării prin negocieri directe a suprafeței de 1000 metri pătrați teren aparținând domeniului privat, achiziționarea unui mijloc de transport, o autobasculantă, 80 tone cu tracțiune integrală, întocmirea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiție executare, platformă betonată, cu rigolă de scurgere a apelor pluviale și parcare în zona centrală a comunei Vicuz. Reluăm aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local, apoi aprobarea regulamentului și caietul de sarcină a Serviciului Public de Alimentare cu Apă și Canalizare din Comuna Uitus și un ultim proiect, modificarea organigramei statului de funcție și a statului de personal al aparatului de specialitate al primarului. Alte proiecte de hotărâre nu s-au mai... Păi, ne-ați rămas dator, din luna trecută. Proiectul de raport privind activitatea târgului săptămânal. Nu s-a întocmit un asemenea proiect. Deci, domnule, deci nu, nu eu sunt. N-a făcut raportul. Cel care a fost... Deci eu am fost... La ședința anterioară, domnul președinte știe, Consiliul Local, a solicitat domnul viceprimar să întocmească un raport vizavi de activitatea trebuie săptămânalului dus. Acolo trebuie să... Domnul primar ne-a explicat că le va duce un proiect pentru modernizarea trebuiului săptămânal. Cum s-a uitat? Cum? Proiectul vi l-am arătat, domnule, de acolo, cum ar arăta și l-ați văzut. Da, acum se lucrează... În ședința anterioară, așa ne-ați spus, când veți prezenta în această ședință un proiect de modernizare a trebuie săptămânal, domnul viceprimar, tu ați întocmească un raport de activitate... Domnul Apostol, eu v-am arătat... Raportul de activitate trebuia să-l facă domnul Naiman. Împreună cu domnul Naiman. Trebuia să fac raport de activitate. Conform legii administrației publice locale, rapoartele și referatele compartimentelor le fac cei care răspund de ele. Dacă la compartimentul piață avem responsabil piață, probabil că trebuia să întocmească ceva. A fost aici prezent în ședință. Nu cred că era atributul meu, vă rog frumos, aici deja depășim. Are un șef. N-a făcut. Deci așa a ținut cont de ce ați zis dumneavoastră, cum a ținut cont de ce am zis eu prima dată. Și cu asta am încheiat. Nu viceprimarul. Dacă credeți în o ședință anterioară, Consiliul Local, a solicitat domnul viceprimar să întocmească acel raport de activitate. Domnule, trebuia să facă el întâi. Trebuia el să facă raport și după aceea el îl completa. Cum poate să facă munci? Dacă noi cerem prezența și nu vine la prezență, când trebuie să facă ceva, dispare. Când ăsta... Tocmai de asta am cerut treburile astea. Când îl controlăm pe drum, pe la locul de muncă, dispare, nu e acolo. Trebuie să meargă alții să... Deci avem... Mai am redus documentul, dacă au... Domnul
Dacă vor cetățenii să ia cuvântul acum, să ne așteptăm până la sfârșit. Să vedeți cum e structurat tot ce duce la lucru. Deci nu mă respectă nici cuvântul, nu mă tu vorbe chiar. Dar de ce el să vorbească și eu nu vorbesc, domnule? Ce are el ceva cu ăla? Hai să terminăm o dată când era din lumea, domnule. Nu era din lumea, că el începe. El începe din lumea, hai să terminăm o dată. Ne contrazicem așa, găsim modalități de a ne contrazice. Am o rugăminte la dumneavoastră, stimați colegi. Haideți să discutăm într-un mod civilizat ca cetățenii din Oitiu să nu mai vadă atâta circ, atâta certuri la ședințele ordinare. Vă rog foarte mult. Domnule ședinte. Vă rog, termina. Nu vreau, nu, nu. Gata, am terminat. Vă rog, nu luați niciun cuvânt. Așa. Trecem la punctul 1 al ordinii de zi. Și anume proiect de hotărâre privind asigurarea condițiilor materiale pentru buna desfășurare a activității culturale. Vă rog. Eu aș avea ceva. De la președintele de comisie, de la... De la cultură. Da, aveți. Este favorabil. Este favorabil. Da. Îmi scrie, vă rog. Da. Domnul Ionel, vă rog. Da. În programul cultural pentru anul 2017, aș propune și mai întâi să supun atenție dumneavoastră, să fie introdus și focul de pași de la Poiana Sărată. Focul de pași de la Poiana Sărată nu atrage cheltuieli din partea bugetului local, ci este o manifestare culturală agreată foarte mult de cetățenii de acolo. Și nu numai de cetățenii de acolo, și de bații din comunitățile adiacente și așa mai departe. Și aș dori să fie înscris acolo. În programul cultural pentru anul 2017. Ce reprezintă, vă invităm să vedem și dumneavoastră. Da, noi trebuie să vedem ce ne implică pe noi. Să vedem cu ISU, cu autorizație. Nu, da. că trebuie. Cred că ne implică de la ISU. De la ISU. Aici trebuie să vedem amplasare. Da, trebuie să cerem, să scrim undeva, să scrim undeva, să-l punem pe Ionut, să ne... Să știm când deschidem din nou subiectul. Da, dar să știți că ca să putem să fim în legalitate. Că am luat amendă pentru un foc mic, cu furtun tras acolo, la Sfântul Gheorghe, la casa de la Sfântul Gheorghe. Am făcut un foc mic și... Aici așa la ce de pași și toate într-un care de nu e semnătul prapeghea și așa mai departe. De ce nu aștept toate pădiște? Numai că este foarte agreat. Și acolo au mai fost niște oponențe din partea unora care ar trebui să fie alături. Din cei care au fost. Așa, domnule Ionel, dacă mai aveți atât. Domnul Leonardo. S-au făcut investiții mai multe în acest cămin cultural. Să mai fac ceva investiții sau ce facem cu acest cămin cultural? Că nu am mai fost dat nici pentru nunți, nici pentru alte manifestări, decât numai pentru căminul cultural, corul căminul cultural, ci pentru ansamblul Cernic Ciliperu. Să mai merită să investim în acest cămin sau mergem pe ideea, domn primar, că facem investiția cu care a fost anii anteriori, când era domnul Votorul primar. Până în iunie s-a tot bătut moneda că cu bani de la guvern să reface reparații capitale la care nu după asta am trecut eu. Au tot de diversat, iată că suntem în octombrie, nu mai știu din iunie până aici. Poate spune domnul Bodea, dar... Am întrebat. Așa se încurcă lume guvernul ăsta, nu? Deci dacă îmi dați voi să răspund eu. Deci am vorbit și cu domnul Oprea. L-am rugat și pe domnul Băscă, care este în concediu, să trebuie să trecem din nou în domeniul public și să facem că avem toate condițiile să aducem bani pentru reparații. Noi am avut pentru dărâmare, reconstrucție, un altul. Asta a murit, nu ne răspunde celui care l-am dat, nu vrea să răspundă. Eu știam că am făcut un proiect, dar nu știu de ce, nu este? Sau am vrut să-l fac. Cum e domnul Oprea? Noi nu l-am făcut. Este, nu? Este proiectul făcut. E proiectul făcut. De aia ați ridicat când vine, v-am explicat acolo despre ce e vorba. Dar e bine dacă totuși ăsta, trebuie să-l trecem din nou în domeniul public și atunci putem să luăm de la guvern
sunt fonduri libere destule până la 500 de mii de euro. Cu 500 de mii de euro poți să faci un cămin cultural foarte frumos și bine. Și omul care ne face proiectele a zis că nu vrea niciun ban până nu se aprobă proiect. Exact cei care ne-au făcut pentru proiecte pentru drumuri. Bine, mulțumesc. Domnul apostol. Domnul, a trecut în activitatea cămin cu trasă în 2017, la punctul ei, nota de aur, noiembrie 2017. Pe 1 octombrie, în orice an, pe 1 octombrie, este Ziua Internațională a Vârstnicului. În toată țara s-au organizat și s-au desfășurat activități pe această linie. Numai noi facem în noiembrie. Punem întrebarea, noi de ce nu respectăm, de ce nu facem nota de aur pe 1-a 10-a? De Ziua Internațională a Vârstnicului. Și a solicitat că pentru 2017 să trecem în loc de noiembrie 2017, 1-10-2017, nota de aur. Dacă sunteți de acord. Propunerea dumneavoastră este bună. Noi am început nunta de aur acum 10 ani, când încă nu era acest proiect internațional, Ziua Internațională a Bătrânilor. O să trecem atunci pe 1 octombrie. Bine. Mulțumesc. Dar nu pe 1 octombrie, duminica apropiată de 1 octombrie. Da. Nu la intercontinental. Domnul apostol, dacă mai aveți domnul Vacal. Nu la intercontinental. Aș vrea să ne prindem în bugetul pe 2017 și festivalul Plăcinților de la Hârgea, care se va organiza la... Te-ai prins? E fugit, așa e prins. Festivalul Plăcinților nu apare. Nu, apare. Ai Bogoșilor. Da. Nu apare aici, altă cum a fost. E, nu s-a ținut anul trecut. Nu, dar a fost, nu s-a ținut. Nu, da, aici nu e trecut pe 2017. Vreau să-l punem și acum la doamna Betty, vreau să-l organizeze în fiecare an. Nu, dar am lăsat la doamna Betty. Da, și acum a contactat și a spus că ar vrea să-l trecem și pe acolo pe bugetul. Da. Dacă mai sunt... alții. Domnul Sărita, v-ați sărbat, nu? Ce este pentru cu modificările și cu ce s-a cerut? Să scriem lucrurile, să scriem lucrurile, să scriem lucrurile, cu modificările. Cu plăcini, da, da, da. Deci cu data și cu data și cu data ce a propus domnul Sărita. Da, da, sigur. Vă rog mai mult atenție. Voi n-ați fost strata? Da, da, da. Aceste bate nu sunt de acolo. Cine este împotrivă? Abțineri. Așa, trecem la punctul 2 și anume proiect de hotărâre prin aprobarea manifestării culturale în Nunta de Aur din 6 noiembrie 2016. Comisia a dat avis favorabil. Așa. Urmează să discutăm. Da. Nu scrie la cuvânt, vă rog. Ambele comisii, că vorba și de bani și de... Da, domnul Petrișor, aveți. O mică obiecție, dacă se poate. Noi în comisie am discutat și vreau să știm câte persoane sunt, câte cupluri, da, cărora se acordă diplome. Da. Nu mai scrie. Domnul, vă dau răspunsul. Imediat. Sunt 32 de perechi, din care 4 perechi cu nunta de diamant, care îi sărbătoresc 60 de ani de la căsătorie. Total 32 de perechi. Probabil că nu o să poată veni toți. Urmează ca după această aprobare a dumneavoastră, eu și cu amicul domnul viceprimar, mergem la fiecare gospodărie în parte să vedem exact câți sunt, mai ales la masa festivă, că diplome dăm la toată lumea. Dar uite, astăzi, de exemplu, era la Hârja o familie, David, Ioan și cu Catrina. El e în cărucior, ea nu poate veni pentru că îl îngrijește, am rugat să vină cineva din familie, zice că nu poate, zice că cu cale. Nu știu exact câți vin la partea cealaltă, la masa festivă. Și la prima parte, la manifestare, când dăm diplomele și la programul artistic, vine mai multă lume. În sensul că pentru o pereche vin și rudele, vin și copiii, vin și ceilalți, mai departe. Dar deocamdată, oficial sunt 32 de perechi, soți și soție, care conviețuiesc de 60 de ani, respectiv de 50 de ani împreună. Consider că suma de 500 de lei pentru diplome este prea mare și mă și justific.
Zilele acestea am achiziționat 90 și ceva de diplome la un preț de 8 lei, 1 leu și 80 de bani. Diploma. Dumneavoastră, domnul Oprescu. Poftim? Domnul Oprescu. 90 și ceva de diplome a costat 100 și ceva de lei. Sumele trecute acolo sunt estimative. Diplomele pe care le facem noi în fiecare an, nu numai pentru manifestarea aceasta, și pentru alte manifestări, e o diplomă specifică Comunei Voituz, aprobată cu mulți ani în urmă și urmează, de exemplu, pentru diplomele acestea. Am dus diplomele, le-au scris cei de la Magic Print, le-am readus, le-am semnat împreună cu domn primar, le-am dus înapoi pentru plastifiere. Diplomele acestea sunt plastifiate în sensul de a nu se murdări, de a se păstra mult mai bine. Nu sunt diplome obișnuite care se pot face și la calculator, să știți, se pot face diplome. Acum, poftim, da? Aba, și hârtia e specială, domnule. Păi da. Îți făcute frumos. Da. Dacă nu l-am anunțat informat, acum pronuncăm câte o hârtie și faci un leu. Plastificarea costă un leu în plus. Lăsa-l. De ce să-l las? Haideți să lucrăm altfel începând din acest moment. Sunt estimative, să nu poți atât de aici. Am trecut câți bani, că eu nu-i domnul Oprescu cu evenimentul ăsta. Anul trecut câți bani s-a trecut cu evenimentul Nunta de Aur? Mai puțin 500. Anul acesta am trecut mai puțin cu 10 milioane decât anul trecut. 500. Au mai rămas sume. Așa cum a rămas și de la festivitățile noastre cu 15 august, atunci au rămas 500 de milioane. Nu s-a cheltuit, dar a rămas în cetul loc. Da. În ce constă aici, văd aici, program distractiv? Domnul Apostol, când aveți cuvântul atunci, spuneți. Da. Cine mai dorește să iei cuvântul? Eu, domnul Apostol. Da, în ce constă, domnul? Ați mai fost la manifestările noastre, sunteți consilier pe drept. Nu mai aduc altă formație, sunt formații de Căminului Cultural, formații de din Comuna Voituz. Se va spune că formația al UNER-ul, al școlii numărul 1, o să o vedeți cum este, a participat la multe festivaluri, a luat premii foarte multe anul acesta. E un grup de copii foarte bun, de la liceeni și de la școli generale, împreună o să vedeți programul pe plată. Nu ne costă bani, n-am adus alte formații în afară, odată știți, fără 40-50 de milioane nu vine nimeni. Am spus că facem economie pentru treaba. Dacă propuneți așa ceva, putem să aducem. Ce să propunem dacă tăiem bani de la diplomă? De la diplomă, bani de la diplomă, mai avem bani și diplomați. Da. Domnul Apostol, mai aveți? Nu, mai aveți. Să lucrați, să vedeți cu mine. Vă deranjez când ridic mâna asta, vă deranjez. Da. Termină, domnule, da, nu avem nevoie de comentarii. Da. Nu se vede, domnule, nu se vede. Nu. Dar dumneavoastră, cum ați vorbit în primii trei luni, când ați condus ședința de Consiliu? Ba dacă. Nu, Da. Așa, trecem la punctul 3 al ordinii de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea contului de execuție bugetară pe trimestrul 3-2016 al UAT Comuna Voituz, județul Bacău. Domnul Ionel? Aviz favorabil de la comisie. Da. Însă ar fi fost lipsit de interes dacă era... Vine și doamna contabilă. Doamna contabilă. Dacă sunt între voi, era în măsură mai bine să lucrăm. Da, să lucrăm. A fost. Dar asta e.
la 14. Vreau să iei până la 14. Aș putea să iei. Până la 9, când era, hai, când ajungem acolo la proiect de hotărâre regulament, atunci discutăm și aspectul ăsta. Da, cine mai dorește să iei cuvântul? Da. Domnul, să amânăm acest proiect, până vine doamna contabilă să ne spune ce... să înțeleagă toată lumea despre ce este vorba. Sunt ce specialitate, domnul Mocar. Supun spre aprobare proiectul de hotărâri în forma prezentată. Cine este pentru? Așa. Cine s-a abținut? Trei abține. Așa că amânarea. Trei abține. Amânarea nu mai are. Domnul Oprea. Da? 12. Așa, trecem la punctul 4 al ordinii de zi. Proiect de hotărâre privind aprobarea de principiu a vânzării prin negociere directă a terenului în suprafață de 1000 de metri pătrați aparținând domeniului privat al comunei Voituz. E avizul favorabil. Da. E vorba de doamna Ciorea Biorica, care... Familia. Am, da. Nu pot să zici familie, e ea ca de familie. Chiar să la copii, mă rog. Da. Să cuși copii. Deci a deținut acel teren atâția ani de zile și a făcut dita mai căsoare. Acolo săracul n-a apucat să stea. A stat pe un oț în el. Da. Mai pe 2017. Trecem la discuții. Cine vrea să vei cuvântul referitor? Da, da, domnul primar. În moment ce este concesionat terenul și s-a construit un imobil pe acest teren, sigur că trebuie făcut și actul de recuperare. Dar aș spune, v-ați ridicat problema celor două terenuri ocupate de cabinetul medical de la dispensar și farmacii. Documentele s-au făcut de când mai eram eu încă primar și finalizarea nu s-a făcut nici până acum. Atunci nici nu am avut în vedere că din dispensar avem nevoie de farmacii. Domnul Botea, se poate... S-a mai votat odată, dar nu... Nu e vorba de votat. Am mai fost odată. Dacă nu s-a votat, eu n-am nicio vină. Dacă nu s-a... Haideți să terminăm, dați dispoziții lui ăsta, lui plăcut, dar nu poți să trebuie. Lui Ionuț Bâscă să se ocupe de treaba. Nu poți să trebuie să hotărâre la Consiliu. Păi faceți, domnule, inițiatul. Dar a fost, n-a fost la cu trei ședințe. Când dracu a fost? Că eu nu știu. A fost, domnule. Și nici nu s-a adus. Dumneavoastră ați adus problema. Păi da. Hai să mai reluăm luna viitoare. Dacă nu s-a votat, eu n-am nicio vină. Hai să mai reluăm luna viitoare. Poate îmi rog oamenii. Cine mai dorește să iei cuvântul? Și Comisia Economică a avut în dezbatere acest proiect. Noi l-am analizat. Da. Și am zis că e bine să se facă acest gest, să se supună aprobării de principiu, pentru că deocamdată nu îl scoate în aprobare. Dar aprobarea de principiu presupune angajarea unui expert evaluator. Ca să știm cât cerem și cât asta. Dacă nu dăm aprobare de principiu, atunci nu avem de plătit evaluatorul, pentru că noi s-ar putea să ne răzgândim între timp. Și atunci e bine să hotărâm acum, îi dăm sau nu. Eu zic să-i dăm. Da. Mai dorește cineva să iei cuvântul?
aprobare. Supun spre aprobare proiectul de hotărâre în forma prezentată. Cine pentru? Da. Da. Tu abține? Trecem la punctul 5 al ordinii de zi. Proiect de hotărâre privind achiziționarea unui mijloc de transport cu capacitatea de 80 tone autobasculantă cu tracțiune integrală. Domnul inginer Ionel? Da. Avem... L-am avut în dezbatere la comisie. Noi am fost de acord în data disfavorabil pentru capacitatea de 80 tone. Trebuie să ne gândim și la faptul că unele unii din comună sunt împrotocheate și că acest utilaj trebuie să fie fiabil. Una, că se urcă și pantele unde urmează să facem reparații de drumuri și să ținem de drumuri. Și urmează să se repare și pantele de uliți unde s-au mai negustat, s-au mai făcut. E un fapt cunoscut și este o realitate. Că trebuie să fie fiabil în mijlocul de transport. Susținem ideea că să fie de 8 10 tone. Ușor, dacă nu e ușor. 10 tone e dublu de cât basculant cu 40 de tone e foarte mare. N-ai să urci cu aia niciodată. Da, mai... da, a, pentru a, justificare dau cuvântul domnului primar. Da, aici cine a? Am plecat, dar după ce acest lucru, așa nu... Primatul justifică dânsul și după aceea discutăm. Am dat sau nu am zis comisia. Am dat, dar comisia s-a explicat și nu am zis cu amendament. Și am scris acolo. Știu, domnul secretar, povarea răbunătă amendament. Păi da. Da, domnul primar, aveți cuvântul. Da, eu, cum știți, am lucrat în domeniu. Da. Domnul Dorel a venit la mine. Și a zis, de ce luăm așa o mașină mică, de ce nu luăm una de 20 de tone, și domnule, 20 de tone 8 ori 4? Cu două axe, deci, și că de ce mașina asta e pe simplu? Eu i-am dat explicație că dacă pe simplu ar fi fost o variantă proastă, toate mașinile de armată i-ar fi pus 10 roți una lângă alta. Nu i-ar fi pus un singur rând de roți care merg pe aceeași urmă și pe teren desfundat și pe asta. Domnul Ionel a lucrat și el în domeniul construcțiilor forestiere și știe că mașinile astea, sau domnul Boacă, știe că mașinile astea sunt, poate să urce peste tot, sunt și ușoare, e și ușor de încărcat. O mașină cum e a lui Hebler, ca să o încărcăm cu excavatorul nostru, practic stă acolo și nu face nici kilometri. Că așa puteam să luăm Mercedes, puteam să luăm MAN, care sunt, plătim firma, că e de firmă, nu știu cum să spun. M-am gândit la un, din ăsta, un Iveco, pentru că Iveco sunt mai ieftine, calitativ, sunt tot la fel de bune. Că dacă vă uitați la toate mașinile care lucrează, mai ales la regimul nostru, ele se uzează moral, nu fizic. Deci, în 10 ani ruginește, e motorul, ai 10.000 de, poate 100.000 de kilometri și transmisia și numai aici îți faci cu caroseria, exact cum e cu tractorul, cum e cu ăsta. Și avem drumuri care nu încap, efectiv nu încap. Aici, dacă vrem să cărăm nu știu unde, am închiriat o mașină de asta și am încărat, dar nu intrăm pe uliță, o zgâriem, o ăsta. Asta a fost ideea în principiu și știți că am mai vorbit la începutul anului, când am făcut, am mai venit cu această idee, domnul Dorel. Tot cu 10 tone, atunci s-a agreat 10 tone. Dacă vedeți raportul făcut de domnul primar. Bănuiesc că este o mașină utilaj nou, accepționată. Nu, da? nu avem posibilitatea să luăm vechi. Și nu are niciun preț mare, e vreo 60.000 de... 60.000 fără TVA. Fără TVA, la reprezentanță. Arată, noi am scos și poți, le arată frumos, bine și e de ultimă generație. Pe un Mercedes am dat 100.000, același Mercedes sau MAN. Numai pentru că Mercedes sau MAN. Dacă credeți că luați una mare, eu zic că nu se justifică una mare. Și bani mulți și nu se și nu rezolvă problema și nici nu se amortizează foarte curând.
Și știu ce înseamnă axele și arcurile. Când vorbesc, întrebați-l puțin pe omul care are, pe Heber. Întrebați-l pe cheltuie în fiecare an și cu arcurile. Dumneavoastră vă sărăți. Domnul primar, mașinile armată care, cum a spus dumneavoastră, cu axe pe spate și axe pe față, nu transportă 10 tone de balast. Transportă materiale și militare. Pentru terenuri de sundate. Noi avem nevoie, nu să mergem să aducem trupul sau ceva din deal, din Manciu. Avem nevoie să sperăm balast. Ne trebuie o mașină cu punți dupli pe spate, de 20 de toni și tracțiune integrală. Asta ne trebuie pentru comune. Nu, păi mașina care mi-a tratat-o dumneavoastră, aia, putem pune 10 toni de balast pe ea? Păi cum, domnule, dar citiți-i pe șoate? Dar dacă e și-a prozit, 10 toni, păi ne-a citit de balast pe o axă cu cauciucuri simple pe spate, da? Da, domnule. 10 toni pe ea. Da, domnule, pe cum ne-a citit pe cauciucuri. Dar citește pe șoate. Da, poate ați lucrat în proiectare, în domeniul auto și știți mai bine. Mulțumesc dacă e din 10 toni. Da, la nebunte, dacă zice sarcina utilă 10 toni. Da, acum. Păi, domnul Boacă Leonat. Da, domnul, eu am ieșit la pensie din auto. Și am pretenție că cunosc și eu ceva în auto. Ai ieșit înainte din pensie. Păi, treaba mea cum am ieșit. Dumnezeu ați ieșit cum ați ieșit. Eu am ieșit la 60. Dacă ar fost cu fără ăla, la 60, ce am așa, doar. Dar am pretenția cu ăla, cum cunosc și domnul primar, am lucrat efectiv. Nu mai așa, și cunosc mașina. Deci este o mașină fiabilă care este, în primul rând, pentru noi. Este bună, este la prețul respectiv, m-am consultat și cu domnul vice. Într-adevăr, este așa cum este pe ăsta, dar are 4x4 dorele. Aia merge ca dieselul. 620 tone, ați văzut cu cea pisarea? Și este 2 litori. Și foarte înalt. Are garda la sfârșitul, are garda la sfârșitul mare. Noi luăm de pe dânsul la balasul. Mergem balasul de la ajun, luăm balasul de pe aici, descărcăm. Vă rog. Să faceți domnul vice, aveți cuvântul. Nu mai luăm tractor dacă mașina. Domnul Petrișor. Nu îmi dau cu părerea vis-a-vis de mașini, mi-ar fi plăcut să avem oferte în față pentru a putea cumpăra. Domnule, oferta e mașina, dar oferta ăsta e tipul de mașină. Da. Oferta vine după ce se aprobă. Deci mașina asta se ia de la mai mulți ofertanți, nu că e oferta, noi am cerut cam cât ar costa mașina. Dumneata dacă iei un Mercedes, îl iei numai de la fabrică, ce e oferta de la diferite firme. Mă refer la ofertă pe mașină, adică de 10 tone, de 20 de tone, de la Mercedes, de la Iveco, de la Mercedes. Eu am făcut proiectul pentru 10 tone și nu am vrut să iei o mașină, că eu m-am interesat aceeași, ca model, aceeași mașină, diferență de 30.000 de euro. Pentru că e Mercedes. Exact ca între Logan și Volkswagen. Știți, cam așa e. Dar noi, când facem noi 300 de kilometri la primărie? Puteți să-mi spuneți? 300 de mii. Când facem? Faceți un calcul de asta. Ar trebui să lucreze non-stop ăsta. Și rămâi fără cabină, fără nimic, te putrezește, fără cabină, ruginește, se dăurește. Aici e problema, aici trebuie să o gândi și pe treaba. Servisul e mai ieftin decât ăsta, deci toate chestiile astea. Vă rog, supun pe aprobare proiectul de hotărâre în forma prezentată pentru 80 tone. Da. Așa. Pentru? Împotrivă. Împotrivă cine este? Domnul. Împotrivă pentru 10 tone, nu? Da. Să împotriva proiectului. Da, nu, că e. Trecem la punctul 6. Trecem la punctul 6. Domnul, ați votat, nu mai veniți cu explicații atâtea. Toți
sunt mecanici. Da. Proiectant, specialist. Da. Trecem la punctul 6. 6. Proiect de hotărâre privind întocmirea documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiție, executare platformă betonată cu rigolă de scurgere a apelor pluviale și parcare în zona centrală a comunei Oituz. Vă rog, înscrie la cuvânt. Comisia a zis favorabil, chiar da? E venită ideea. Care-i valoarea, domnule, lucrările astea? Dar de acolo să faceți de ce trebuie. Întocmirea. Întocmirea documentată. Dacă... alt aviz de la Consiliul Local. Da. Așa. Deci documentat. Este binevenită, mă spune. Noi știm cum arată la centrală. Însă, o singură obiecțiune a fost legătoră cu regimul juridic al terenului. Am înțeles, s-a clarificat. În domeniul public i-a priat Consiliul Local. Domnul secretar, v-am dat documentul. Aici undeva era o notiță făcută, în sensul că... L-am dat, la domnul... Domnul Ascuraș, vreau să știți mai bine. Vă arăt schița, vreau să știți mai bine acolo cum e. Să știți, vreau să nu ne ciondărim cu domnul... Domnule, a cooperativii nu va cât curge streașina. Deci tot ce sunt magazin, și cât curge streașina, dar în rest se plimbările. Dar ei s-au primat săraci. În fața magazinului s-a mai construit ceva. Aia i-am dat voi, dar terasa o iau oricând, domnul Ciubos. Deci aia i-am dat voi eu, dar când avem nevoie de spațiu, dispare de acolo. Îmi scrie la cuvânt. Vă rog, domnul apostol. Asta vreau să întreb. Aici, domnul secretar, a scris cu condiția existenței terenului respectiv în domeniul public privat. Și vreau să întreb cine e proprietarul. Da, sau aici am spus și ea și au spus. Da. Dacă mai sunt și alte înscrieri la... Nu mai sunt. Domnul... Trebuie avut în vedere și desenația acestei parcări. Să nu... Dacă parchează două tiruri acolo, s-a terminat cu parcarea. Și un singur tir în curte. Și un singur tir. Acolo vom trebuie face interzis. Niște polici și popici. Ca să facem ceva. Ceva, ceva. Da, pentru tonal. Da, este editorul. Nu se mai presemul zvampilul de la niște. Hai, hai, hai. Cine mai dorește să iei cuvântul? Ce comercial are de ce vreți bine. Vă rog. Domnul primar, aveți cuvântul. Deci, am putea să avem surpriza că noi de-aia am cerut aprobarea pentru parcare, ca să putem să vedem dacă putem să o facem. Că acum atât de greu se pot face alipirile la șosea. Pentru că noi acum trebuie să găsim forma, cum o facem, că de făcut toate întreprinderile, toate micile întreprinderi îi obligă să-și facă parcarea, să facă cadastru, își face parcarea și după aceea îi o dă drumurilor naționale și plătim un euro pe metru pătrat din ăsta. Și atunci noi dacă facem parcare, plătim un euro metru pătrat, facem parcare. Trebuie să ne gândim dacă o facem, îi punem la palată pe ea ca să ne scoatem cheltuiala. Trebuie specificat în proiect parcare, mă scuzați. Păi da, și dacă îi punem parcare, doar domnul Gogu știe cum am pățit. La parcare e problemă cu drumul național. Nu ai treabă, ai treabă cu drumul naționale. Problema este dacă vrem parcare, este destul de dificil. Și atunci trebuie să ne gândim și... Să ne gândim și la asta. Până la urmă, poate o aprobăm, dar trebuie să vorbim înainte și cu cei de acolo. Dar la rigole acolo, la șantru și nu-i zici parcare, vezi ce amendă mă pune la drumul național. Că mi-a avea linie continuă tot noi dus. La tot ce puțin care suntem... Domnule, eu puteți să și toate să ne toate. Eu aș ține cont de orice, eu dar țin cont că nu obținem aprobarea. Și după ce, dacă să fim legal, dacă să se ia cont să ne ajute. Vă rog. Trebuie să ajungi până fie rău să întorci mașina. Eu credeți-mă că până... De când sunt pe funcție, tot citesc și tot mă izbesc și tot întreb, am făcut și la Iași, la drumul național, am făcut și asta, că să găsesc forme cum putem să facem alipirile la toate străzile care ies în drumul național, ca să putem, poate mai putem face acum. Că toți și la Bogdănești care au început să facă, au făcut cu piatră băgată în ciment și a plecat de la 100 de metri încolo cu asfaltul. Că nu ai...
raza comunii poți face asfalt, dar înțeparea în asfalt este problemă că nu-ți dă aprobare. Cum stau și casele, o grămadă de case, că nu au drum de dezaccelerare. Și vă aduc lista, toți agenții economici au probleme. Deci și Lucian, și celălalt de pe partea, și oricine, și care au. Pentru că îi obligă și la Fonou, ca și peste tot. Îi obligă unde-i parcarea, la noi încă mai închide ochii din neglijență. Dar îi obligă să cadastreze și să predea parcarea, câți metri pătrați are, și să plătească un euro pe metru pătrat. E pe an. Pe an. Și atunci noi dacă facem, cheltim banii ăștia, că într-adevăr arată jalnic acolo. Da. Și am mai descongestionat circulația, dar trebuie să ne gândim, să vorbim și cu aia, băi, agenții economici care sunteți aici, sau domnul Lupică care ai acolo și ei chirie, ne plătești banii ăștia? Atunci... Nu plătești nimic. Păi da, și atunci plătim. Atunci facem noi parcarea pentru drumuri naționale și plătim pentru drumuri naționale. Deci, eu mă chinui de 4 ani m-am chinuit să fac parcarea acolo. Dacă nu o fac autorizată, amenzile sunt extraordinar de mari. Iar fără, și dacă te-ai atins de rigolă, rigola este a drumurilor. Da. Și te încurcă din utile, te rupi în două. Uitați! Păi și atunci am aprobat, păi trebuie să găsim o formă. Ce regal, mai, la am aprobat asta și o să încercăm ca să putem să înaintăm hârtire, să vedem dacă putem o formă de a o face. Eu vă spun ce implică treaba asta, ca să nu spuneți că era voință sau... Proiectul meu scrie așa, proiectul prin documentul de educație, pentru obiectivul de investiție, executare, platformă betonată. Nu spune scrie pe acolo și parcare zona centrală. Cu rigol. Deci, zona centrală cu mânul e dus. Să ajungem acolo. Hai să trecem. Da. Până ajunge la problema economică și vorba de egală, uitați, am dat drumul la podul ăla ca să facem și să adunăm hârtii. Proiectantul n-a ținut cont. Acum când se dăm, a venit de la Ion, că nu putem face podul din cauza la un stel. Care? La poacă. Acum trebuie să facem un proiect. Acum trebuie să facem, trebuie să fac un proiect, mutarea stâlpului, să văd unde mut stâlpul, ca după aceea să vină din nou să ne dea proiectul. Cam așa se rezolvă treburile în România. Ne iartă de 102 taxe. Și ne pune una care le acopere pe toate. Ne pune la mașină de la 300 la 600. Mai bine le lăsa, mai adăuga 200 care era numai 50 de lei și... Da. Cam așa e. Dacă mai sunt alte înscrieri la cuvânt. Bun. Supus prin aprobare proiectul de hotărâre în forma prezentată. Cine este pentru? Deci, abțineri? Trecem la punctul 7. Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului Local al Comunei Oltus. Vrem la dat niciodată. A fost amendat, s-a reluat discuția, s-au propus amendamente, s-au luat în calcul și da. Amendamente, la niciodată de la comisie. De la comisie, da. Înscrie la cuvânt. Vă rog. Domnul Acostu. Avem la articolul 11. La comisie. La comisie numărul 1 avem prezentată și administrarea domeniului public și privat al Comunei Oltus. Care în regulamentele anterioare era trecut la Comisia de Agricultură. Iar la Comisia de Agricultură este trecut realizarea lucrărilor publice. Mă gândesc la realizarea lucrărilor publice, trebuie finanțare. Și mă gândesc să inverseze. Realizarea lucrărilor publice la Comisia numărul 1. Iar și activitatea culturală este finanțată, așa că... Hai să facem o singură părere. Uitați, domnul secretar, administrarea domeniului public și privat trebuie să fie la Comisia de Agricultură. Deci trebuie să știe individual. Iar realizarea lucrărilor publice trebuie să finanțate la Comisia de Economie. Așa văd de o treabă. Și ar avea o problemă, ședința pe viitor, la când să trecem, să o ținem la orele 14. Dacă era la orele 14, era și doamna contabilă și ne explica, era și domnul Băscă să ne explice
proiectul cu comunul cultural. Dar mai sunt probleme, domnule, care trebuie. Dar trebuie să fiți. La fiecare chivitul să... O punem la ora 9, domnule. Vin și eu cu o propunere. Nu mă apărând. Da, vă rog. Da. Ora de începe. Domnul Vicer. Să o facem la 8.30 dimineața. La 8.30. Nu vreau să propuneți. Da. Ce se vede? Discutam de ora, discutam de proiectul care nu e regulament. Da. Regulamentul ăsta care e în ora, nu era discutat de ora. Nu, dar e regulament. Deci ora 14 răspunitul. Stat așa, că se pune la probări. Da. Așa. Da, domnul Olegă. Domnul inginer. Alte modificări, alte completări. Alte completări la regulament. Mai spunem la vot fiecare propunere. Fiecare separat. Da. Deci aici am înțeles. Domnule, eu am parcurs tot regulamentul ăsta. Este perfect. Dacă fiecare dintre noi l-am studiat și l-am înțeles, n-ar mai fi ce se întâmplă. S-ar întâmpla să se întâmplă cu mașinile din postul. Păi disciplina e disciplina. Ne-am înscrivat mult odată. Am terminat la un punct anumit din ordinea de zi. Și să discutăm la o vie, ce nu așa din amintire și în bat jocuri. Da. Așa. Aveți pe dreptul atribuțiile comisiilor se rezolvă. Problema este cea mai spinoasă este ora. Da. Deci nu trebuie și spinoasă, domnule, dar nu dacă mai avut ora 16, domnule. Domnul primar, au fost două propuneri. Prima propunere la ora 14 și a fost o altă propunere la ora 8.30. Nu, nu are deci, da, hai să spuneți la ora 16 sau 5. Mai sunt aici. Așa. Dacă mai sunt alte propuneri. Așa. Cine este pentru ora 14? Deci pentru ora 14, am până sus. 14. 1, 2, 3, 4, 5. Nu ori pe zi, dacă nu este 5, eu sunt de acord. Dacă dracu! Să vă, tata, ce mai comentăm acum? Așa, cine este pentru 8.30? Nu, domnule, nu 8.30. Hai să fim de-a lui domnul primar. 6, 7, 8, 9, 10, mai punem la 9. Nu, domnule, ce vă la 10 noi. Deci nu vot. Da. La nu am făcut 10. Nu vă gândiți că din nu mai mult. Hai pe cum ar la 9. Da, 8.30. O dată prima suntem și noi. Cine n-a votat? Că 5 cu 9 fac 14. Cineva n-a ridicat. Eu vreau să schimb copilul la 8.30. Cineva se ține de la 9. Nu, ai uitat să-mi pui pe frate. Era să gândim? Păi atunci 10 cu 5. Avem sunat 2 ori de carbonată. De două ori adică una? Nu, de două ori, adică la 14. Da, două ori adică nu ai văzut. Și la 14 de cașor. Da? O începem la 9 și la 14. Aia ca să... Nu, dacă se meargă conform regulamentului, o să vedeți că și 20 de puncte, vorba domnului Osoroș, o să fie perfecte. Materialele nu mai comentăm, li se dau în integral, deci li sunt totalitate. Aveți timp să le analizați și în comisii, și acasă în particular. Angajații sunt aici la dispoziție. Când faceți comisiile, e bine să le faceți singuri și în timpul programului nostru de lucru. Invitați pe toți sau pe cei care vă pot da explicații,
luați notă, am văzut foarte frumos amendamente, asta, asta, asta. Încet, încet, va trebui să... Deci să nu uit... Da, acum... Chiar dacă se face schimbarea... Nu e o problemă, acolo... Asta e, nu poate fost o scăpare. Domnul președinte, mai la o problemă, dacă vreți să o discutăm. Ședințele extraordinare. Obligativitatea de a veni la ședințele extraordinare, nu e specificat în acest regulament. Deci, da, scrie în lege. Scrie în lege, dar noi putem. Acum, rămâne la dată dumneavoastră cu consiliul. Dacă se prezintă sau nu se prezintă. Aici e problema. La un moment dat, eu țin minte că am avut o problemă, cred că și în instanță, un fost domn, mă rog, cetățean al comunii, era membru. Și, da, n-a importanță, nu dăm noi, da? Și dumneavoastră susținea că nu e obligat să vină la ședințe, până la urmă i s-a demonstrat că este obligat. Dar deja spune că este obligat să vină la ședințe. Da, a zis la toate ședințele. Deci, de aici, dacă o să... De exemplu, ce măsură sancționare poate fi luată la urmă consilierul care nu se prezintă la ședința extraordinară? Niciuna. Nu știu, că la studiator, consecretar, la studiator. Da, sunt convins, sunt convins. Nu este specificat. Dacă doriți, dacă doriți, notez acum. Deci pentru special, pentru ședințele extraordinare, la două absențe la extraordinare, luăm din indemnizație, nu știu, un procent, cât, deci se poate. Așa, cu mustrare și cu din astea, dar dacă luăm din bani, zic eu. Eu și așa, da, nu și așa indemnizația asta e tare mare. Da. Nici pentru pentru să vedem. Cum e mai bună ca alte primării, să vă spună domnul Prețișor la Bogdănești 100 de lei. Să nu pe salariu mare, domnul primar. Nu e comuna mare, nu se nu-i vorba de asta. Da, nu, nu, așa este. Și răspund. Diferă pe 5% din generație. Ar trebui să facem voluntar, domnule. Da, domnul, când era pe timpul lui Ceaușescu, așa era. Să-l făcea deputație, nu da, mă rog. Domnul Ulești, cum aș fi, că a fost și el pentru la fără. Așa, vă rog. Trecem la punctul 8. Ce nu făcea? Proiect de hotărâre privind aprobarea regulamentului și caietului de sarcină al Serviciului Public de Alimentare cu Apă și Canalizare din Comuna Oltenia, județul Bacău. Da. Domnul Ionel? Da, s-a dat aviz. Există aviz favorabil, există da? Există avizul favorabil. În comentarii nu s-a dat. Eu l-am comentat la Bucău. Deci e vorba de caietul de sarcină. Da, și regulament și cam așa. Da. Și partea cealaltă. Și regulament, da. Și regulament s-a desfăcut după, după regulament cadru, așa bine că nu are bine să comentăm da. Aici că... Îmi scrie la cuvânt, vă rog. Dacă da. Punem pe roate și da. Serviciul ăsta, domnul... după aia nu mai... Da. Cine dorește da. Să iei cuvântul? Trebuie, că... Două minute. Da, domnule. Am citit că ai sau ce vin din scoață-l scoață. Nu știi? Nu trebuie să mai spun. Păi de ce dacă vreau să spun? Domnul primar, mă lăsați să vorbim două minute. Nu dumneavoastră, ești primar. Am citit din spoartă, spoartă, dar... Păi sunt, cum să zic eu, nu la politică, făcută în bacul ăla, nu știu unde să facem, de exemplu, unde o să depozităm noroiul ăla care iese, că și aia e problemă din mine. De colmătare. Mai mult, de colmătare și tot acolo. E o problemă de la care trebuie să ne gândim foarte bine, domnul care o să ne ține deja de... De organizarea actului serviciului. Când da și mie, da, domnul Sivat. Deci, de ce insist? Noi trebuia serviciul ăsta să-l aprobăm cel puțin, cel puțin un om, ca să poată să umbre pentru autorizație și l-am făcut minim minimorum. Și am vorbit și după lege îl luăm în cadrul primăriei până facem de sine stătător, cu statut juridic momentan, îl ținem că nu avem bani și nu avem. Și nu vrem să ajungem cum a ajuns Târgu Trotuș, că sunt dator până în gât cu apa, dintr-o neglijență, nu s-a mai citit apa, nu s-a mai citit acum și nu știe pe unde să scoată apa și le oprește apa și le oprește. Noi încă mai avem, suntem, avem bani și mai plătim ciușmelele astea, ce ți-a mai băgat, că vă spun o chestie. Dacă se băga așa dinainte,
toate reparații. Jumătate din toate reparații, dacă nu ați voie, domnule. Dacă toate, să vă spun ce vreau. Dacă le băgam de când s-a făcut prima recepție, toate defectele le făceam pe banii constructorului. Așa am băgat o grămadă de bani și domnul primar știe că curtea de conturi ne-a luat puțin la rost cu cheltuiele și mie mi-e frică cum scot mâneca acum cu cheltuieli, foarte multe cheltuieli, că nu e făcută bun, trebuie să mai luăm încă două regulatoare de presiune, pentru că țeava este de 6 atmosfere și peste părâul sărat ajunge la 12-15 atmosfere și se sparg nu numai la sudură, se sparg și longitudinal și noi lucrăm cu asta. Mai avem, la ora actuală, că omul e plecat în concediu și am mai luat și niște țeavă care am pus-o să se întindă, că altfel n-ai cum să cuplezi cu mufe și ăsta. Și ne costă mufele și toate astea foarte mult. Și avem la ora actuală încă 4 spărturi care trebuie să le remediem până în iarnă, până nu îngheață pământul. Că vă dați seama când îngheață pământul și cu apă să lucrezi, e foarte rău. Și cum se oprește puțin apa? Credeți-mă că zbârne telefonul, că oamenii s-au învățat cu binele. Și cu asta. Și nu mai reușim să facem foarte multe treburi, că oamenii vor să le facem, dar noi nu avem chiar cu ce să le facem. Acum nu mai pot să iei o mașină, băi, hai că mă duc eu și eu pe ăla de la Oituz, totul e PSA. Absolut totul e PSA. Noi, ăsta, nu mai pot să fac absolut nicio achiziție. Am vrut acum să schimbăm Rom Telecom, a venit cu pentru calculatoare, cu internet. Și trebuie să facem pe SEAP. Ne-a dat preț mult mai bun și totul se face pe SEAP, că asta este, ca să putem lua calitate-preț. Nu pot să mai... Deci v-am dat un exemplu. Chiar dacă am fi vrut, nu mai merge. Deci orice, ca să nu fie că dai la cineva preferențial sau nu știu cum. Totul este să bată pe SEAP, se deschide și se vede. Da. Bun. Cine mai dorește să-i spună? Supun spre aprobare proiectul de sarcini pentru așa ce pentru abțineri. Deci nu vă trecem la punctul 9. Proiect de hotărâre privind modificarea organigramei statului de funcții și a statului de personal al aparatului de specialitate al primarului Comunei Oțiu din subordinea Consiliului Local. Da. Aviz de la comisie. Avizul favorabil din partea comisiei și comentarii, dacă ar fi să vedem ce noutăți apar. Da, vă scrie la cuvânt, vă rog. Cine dorește să iei cuvântul? Domnul Petreșov, eu am o nemulțumire. Până acum s-a discutat de domnul Traian că nu își îndeplinește atribuțiile. I s-a cerut să facă și un raport, nu a venit. Aici este specificat că dânsul se plânge că nu are timpul suficient. Iar acum noi vrem să-i transformăm în normă întreagă. Sunt contradicții. Ca să aibă timp mai mult. Pentru că i-am cerut normă întreagă și n-a vrut. Și atunci e o regulă, dacă nu o acceptă, se poate să-i dea demisia sau să avem o formă să-l schimbăm. Că normal motive avem să-l schimbăm. Dar nu puteți stabila. Dar nu poți să-l schimbi, ia la afară ca pe măsea. Dacă tăia demisia, este foarte bine. Da, ușor îl angajez, greu. Dar greu de afară. Noi vrem acum nu să fim așa deodată exigenți, îi dăm normă întreagă, vedem dacă se înscrie, să înscrie în programul care este, că dacă vă aduc condica de asta de prezență, vă spun că nu e semnată în ea și... A neglijat, domnule. Da, pot să vă arăt, da, într-adevăr. Am ce-ți de mi se când se face? Când de nu, și atunci o să-i punem de aia, că ați văzut. Și o să trecem, noi putem să-i cerem dimisia așa prietenește, că nu a pus, nu și-a pus, ați văzut, toată lumea l-a rugat să-și pună deci rapoartele de activitate, în urma raportului de activitate putea și domnul viceprimar să-și facă
partea lui, el nu, nu face limita, când vrea vine, când nu vrea nu vine și... Referat. Păi da, eu la, i-am zis tot domnul viceprimar, dar domnul viceprimar l-a mai lăsat. Eu propun ca în afura de activitate să intri în comisia de disciplină. E un avertisment și de aceea am o normă întreagă. Pentru că dânsul a venit și pleca și muncitorii, cei de la ajutorul social, până la bază trebuie să stea. Dacă pleacă șeful noi de muncitorului, nu facem treabă. Nu vedeți cum e, nu facem treabă. Aici a fost. Deci piața e în același hal. Deci, eu vă dau și un exemplu azi. Pentru că domnul viceprimar a rămas în locul meu, că eu am fost la... ședință, la 12 au plecat toți după marginea șanțului, n-au mai săpat, că n-au mai avut ce să-i controleze. Acum, foarte mulți au renunțat la, la ajutorul social, că noi dacă nu-i contăm, și am făcut, am făcut o listă, cine n-a venit și îi luăm ajutorul social și nici nu-i mai dăm acte să-și facă alt ajutor social, pentru că i-am dat posibilitatea să ia ajutorul social, dacă nu s-a conformat, noi nu facem toată ziua hârtică, de ancuri de hârtie, din 3 în 3 luni fac. Și îl punem pe listă, nu muncește, adică bani fără muncă e tare greu. Poate să nu mă aleagă treaba lor, nu trag să mă aleagă, eu nu merg pe, să mă aleagă ei pe mine, eu merg, dacă pot, să fac ceva pentru comună. Da. Nu, ce să nu vorbim așa pe pea dreaptă? Că era așa mață de manevră. Păi nu se duc la vot, domnule, ce dragi. Hai, nu se duc. Dacă vă fotografiam la alegerile locale, toți care luau ajutor erau numai poze la oamenii care luau ajutor social, nu m-a fost de lui Traian, peste tot, pe casă, dacă vreau să vă aduceam. A fost și rezultat. Ce să mai vorbim, dar n-am mai vrut să vă rog, cine mai dorește să iei cuvântul la punctul 9? Supun spre aprobare proiectul de hotărâre în forma prezentată. Cine-i pentru? Da. Abține? Deci nu am mai. Da. Acum, e acum. Trecem la punctul divers. Da, domnul Apostu, aveți cuvântul. Domnul primar, sezonul rece. Viață pământului. Haideți să ducem pe last drumul de asta. Din primăvară, tot spun, în vară, am spus, avem de la Dugărești drumul ăsta până aici. Avem drumul care iese pe lângă stadion, care iese în drumul județean. Nu s-a cărat o mașină de bani. Acum un an și jumătate am solicitat cetățenii de Nordus, de pe margine, să ne lase să lărgim drumul la Cojna. Oamenii au acceptat, le-am stricat gaturile, le-am dărâmat pomii, am lărgit drumul cu condiția să-l balastrăm. Nici în ziua de azi nu s-a balastrat. Așa au rămas. Am dărâmat gaturile la oameni, le-am scos oameni din pământ, care balastrăm nu s-a balastrat. Haideți să balastrăm în cam noastră. Luăm mașina și balastrăm. N-a venit, niciunul nu vine să ne lucreze, nici să ne aducă. Uitați, avea de adus ligură și vin când și când. Cu ce întindem? Tractorul e stricat, vrem să împingem. Acum am cărat cu el piatră, am cărat piatră ca să putem face gabioanele, că n-avei drum. Să fac, am adus să facem podurile acolo pe pârâu, că drumul atâta mai era îngust. Ce să facem prima dată? Știu. Eu am încercat, unde am putut că și unde n-au sărit oameni, am făcut drum frumos, am băgat, unde am îndreptat. Dar sper... Avem viață, vă grăbiți? Vă grăbiți? Vă grăbiți? Da, eu ți-am spus ceva. Păi ce-am vorbit cu tine, eu am în vedere că, vă spun, am în vedere, vreau șanțul cu oamenii, vă bat la cap, vreau să încep șanțul ăsta, vreau să discut, am vrut să vreau și pe domnul Bogu, să discut cu domnul Bogu, că se inundă, vreau și cu domnul Ionut să vorbesc la drumul județene, că avem o grămadă de probleme aici la Beiu. Dar dacă nu fac ăsta, trebuie să mă duc până jos la nivelul, să dar tot pământul ăla, să mă duc până jos, să fac șan jos, să vedem unde îl dirijăm. Am vorbit și cu ăla de la stație, că a văzut apă, că vine inundă tot oamenii. Dar trebuie să strângă oamenii, să înghețe. Le-am spus la oameni,
Că unde mă duc cu mașina dacă nu o strâns porumbul și ăsta? Că mașina când se duce, trebuie recoltat. Am vorbit atunci că poate nu mai lucrează nici ăștia și începe să aducem. De-aia am făcut și unde am făcut zidul ăla, acolo la Ungureanu, am făcut intrarea, că acolo era un balastru bun. Că și aia trebuie să vedem cum o facem. Că știți că e dificil cu chestia asta, cu balastru. Am văzut urile de betonul adus în viață. Pentru ce obiectiv? Deci urile alea este să facem podul unde nu se ia. Facem podul aici la Petrișor, pe Râu Sărat. Și plus astea aici care se duce la margine. Pentru care de fiecare dată când vine apa mare și unde-s trei țevi, de fiecare dată strică. Jos de pod la Costan. Și acolo la strei. Care e subdimensionat. Da, îs luate pentru toate trei. Azi chiar am vorbit cu domnul Gogu să se uite acolo unde a făcut dânsul un pod, să vadă, să nu venim până la țeava aia, să vedem mai sus și să vedem că e și drumul îngust, să vedem dacă am preluat apa pe partea cealaltă și să... Ăsta, credeți-mă că am vorbit... Cum vin modatele? În raport de drum, cât are drumul înălțime, putem săpa sau putem face ciment și bază de ciment și îl înălțăm la cât vrem și îi facem înălțime. El are tot... Are 1,30 m. Da, el are... Păi ce vorbesc? Da, și dacă... Păi da, dar el are 1 m. Are 2 m. Și restul înălțăm din ăsta, că trebuie să-i fai... Păi nu, dar eu m-am mers pe 2 m lățime. M-am interesat, am vorbit 2 m lățime, nu se mai oprește. Și înălțime o dăm... După cum vrem noi, că se pune pe beton. Vă rog. Cred că prima, am înscris eu de acum 10 minute. Nu, voiam să spun că trebuie să facem ceva mâine, să ducem niște balastră în piața aia. Eu am fost duminică pe ploaia, că am avut o problemă urgentă. E urât. Dar nu e vorba de urât, dar e noroi. Asta nu știu, mâine, altceva nu trebuie făcut decât asta. Mâine sau sâmbătă, că nu mai e când. Domnul Ovice, vă rog frumos, notași ăștia. Dar mergem și punem pe unde sunt bărțile. Deci, acolo numai. În fața porții. Aveam altă treabă, dar acum o facem așa. Trebuia și ăla să vină să facă gaura. Am pus placă, dar trebuia să facă cu sită, cu... Mulțumesc, domnul președinte. Și eu, la capitolul drumuri, am și eu problemă. Drumurile sunt cele mai principale pe locul cum l-am văzut. Domnul viceprimar, v-am rugat verbal de vreo 3 ori, mai bine valabil. Da, s-au prescris. Le-am dat lui domnul Ungureanu săptămâna asta utilajul și vreau de ce-a plăcut. A zis că domnul Mihai Martei repară, am rezolvat. M-am dus la dânsul și am zis că am luat piesele și nu altceva. Am făcut altceva. Da? Bun. Înseamnă că rămâne valabil. Nu mai v-a scris. Nu. Că am făcut scris și nu am primit niciun răspuns. Da. Domnul Ungureanu. La mine e aceeași chestie, cu podul la Grățeanu. Nu am făcut cine. Am uitat și rost, mi s-a spus că plecați la cartofi, plecați nu știu unde. Aș vrea pânălea să le schimb acolo. Am doi, trei băieți, dar nu e suficient. Tăța meu și domnul Bogu aici, poate el a mai fost și știe cum. Da, domnule, acolo la podul ăla a intrat și cineva cu o mașină și a rupt toate treburile astea. Domnule, acum și agenții economici. Sunt chioși pe peste vale, se începe cu o viteză foarte mare. A intrat bine pe agenții economici. A intrat unul în piat și a intrat unul în piat. E și vecinea podelor, sunt podele care nu au fost schimbate. Intră la cu mașina care în astfel care e în altea economici. Să schimbăm pânălele alea. Eu vânzările le-am făcut, i-am zis că și cu oameni ați putea puțin să faceți un fel de voluntariat și să le faceți. Nu știu cum, eu pot să vă dau niște sârmă de aia, să luăm niște sârmă, dacă nu, vorbim cu domnul Bâscă când vine, că e plecat în concediu, să vedem o formă cum putem să luăm pe domnul Gogu, că știe, are oameni și locuie. Și facem și treburile astea. Aveți aparat de sudură, domnul Gogu. Și atunci căutăm și o variantă cu niște piele de dor mai gros, cu niște ochiuri sudate, ca să nu se încline.
Și am mai fi acolo tot în partea aia, puntea aia care s-a distrus. Ce scură și chiar este? Acolo. Puntea care se merge la grădinița numărul 3. Am de la oameni așa... Sunt probleme, s-a rupt podețul, bătrânii duc copiii la școală la grădiniță. Am găsit că am vorbit și cu domnul... Și aia ar fi... N-am avea nevoie de cine știe ce documentație. Am vorbit cu domnul... Deja am scris. Da, doar reparație. Dar până în ea, rugam că sunt bătrânii dar duc nepoții la școală și... Eu sper dacă începem aici să scoatem țevile alea, am găsit o soluție cu țevile alea. Ceva mai strai. Le tăiem în două și pe picioarele care sunt făcute de domnul Bobo, dacă punem țeava aia de 800 tăiată în două, am așezat cu macara pe picioare, se înalță și mai mult, punem ăsta și atunci scoatem și panta și în partea aia și în partea asta. Ca să putem... Nu mai pus podele pe aici. Păi da. Apte de betonat, care și ceva traie, ceva inguraș. Mai bine. Da. Mai pune iurile pe care de când se apă. Mai pune iurile pe care au scoat. Și pe cucăzită la 1-3. Și peste pare. Să mai faci ceva cu toate. Să așteaptă hârtiile. A zis că nu mai durează. A zis că nu durează multe să... Hârtiile sunt... După aceea... Domnul Petrișor. Domnul Vacaru. Aveți cuvântul după domnul Petrișor. Am două rugămiți către domnul viceprimar și domnul primar, dacă se poate, din partea cetățenilor. Este domnul Gelu Iojă, care stă pe baltă, roagă să trimiteți vol, am înțeles că am mai transmis către primării, să se îndrepte drumul, ca să nu mai stagneze apa acolo și să facă căderea în șanț. Știi care e problema acolo? A venit și ăsta, când am dus să duc balastru, a ieșit o revoluție extraordinară, știi, domnule? Știu, dacă unul cenuși, nu pune că-mi intră apa la mine, dincolo, eu am pus acolo, noi am săpat la Iojic, uitați, am băgat apă la oameni și nu găsim, s-a stupat căminul, nu găsim căminul. A plouat, trebuie să stricăm acolo, că fiecare a venit și și-a înălțat și a văzut punctul lui de vedere. Când am vrut să fac, să scop bărțile, ăsta, Cristi Savu, nu, dacă ăsta e drumul meu. Și m-am certat cu ei, de ce faci aici șanțul? Ai și ăsta, știi? Oricum, ăsta este băgat, e prima... Probleme. Deja s-a găsit să discută, cred că în primăvară, deja se face anul ăsta proiectul, să lucrează și să începe drumul. Problema până sus. Acolo tot timpul că nu am destin într-o parte, în alta. Da. De multe ori nici cu pentru. Nu știu, dar uite că eu și zice că intră la el, ăla într-un nu-mi dă voie. I-a făcut în proiect, facem cu bani primărie până la sus la ăsta. Eu zic că puțină răbdare, ca să nu ne certăm, eu zic că pentru că în primăvară deja s-am luat legătura cu proiectantul și o să facă și înălțimile ca să vedem și apa, că e foarte complex acolo. Să vedem cum dirijăm apa aia de la curte, că altfel nu rezolvăm. Și ăla în pantă mereu ia la vale dacă nu-l asfaltăm. Bătrânii mai spuneau că mai mulți ani în urmă, apa era deviată prin spatele monumentului. Și era deviată pe la Saramură și ducea spre țarnă. Păi da, dar uite acum sloturile oamenilor, că înainte nu era lotul oamenilor, nu știu cum că s-a închis. Eu zic ce-au spus la jenitazul. Păi da, și înainte acolo era unde, de aia zice, baltă, era o baltă mare, noi ne jucam și rațele se bărăceau acolo. Acum balta aia e casă. Și încă o rugăminte din partea familiei scutată de pe Perau Sărat. Au rugămintea ca gabioanele unde sunt în dreptul lor să fie prelungite cu vreo 3-4 metri. Am vorbit cu ei, dar uite că nu înțeleg, pentru că eu le-am făcut șans pe partea dreaptă și le-am spus, voi desfundați țeava. Și când am fost acolo, nu pot până nu caut, găsesc o țeavă să o pun până acolo, nu pot să înaintez cu gabioane. A zis să avem răbdare, că n-aruncă. Când o să găsesc o țeavă lungă, să o pun să preia toată apa de acolo care am luat, merg mai departe, nu știu de ce s-au plâns. Au zis că riscă să intre apa acolo, în gospodărie. Gospodăria aia este ilegală. Le-am spus, mai bine să ne gură să nu răscolim. Dar urmea că le-am spus că aduc țeavă și pun până peste, lângă gabioane și așa fac un alt gabion
să ne includ. Și atunci se strâmbează drumul. Eu am propus-o, dar încă n-am scos țeava. Că am gândit, când scot țeava aia de fier de aici, că acolo sunt trei cepi mari, una peste alta. Și când scot, duc acolo să pun țeava și atunci aia vine o țeavă de 10 metri, ca să vină de la șanț până marginea apei. Și atunci se face și gabionul ăla, putem oricând, pe oricine putem să luăm, două gabioane le face forțe. Da. Nu, dar trebuie discutate astea, că dacă nu le discutăm, dacă ai fost acolo, cred că vă place. Dacă nu făceam acolo, era jale. Și după aceea am așteptat ca oamenii să culeagă struguri și toate astea, că trebuie să fac căderea prin râu, ca să fac podul ăla cu țeavă. Haideți să vedem în final cu baza sportivă, cu echipa de fotbal, ce facem, domnule, că în plin campionat trebuie să găsim o posibilitate. Deci, domnule, până acum... N-a plătit nimeni până acum, eu n-am plătit de 20 de deci, eu. Deci eu am plătit, domnul Marius a zis... Să plătească, domnule. Intrarea la mine. Lasă-mă, că plătești. Domnul Marius a zis că bagă niște bani. Și ce, dar de ce nu vii? Păi dacă nu vreau, nu... Păi dă bani, trimite bani acolo de sponizații. Dacă nu-mi place, care să... Domnul primar, m-ați întrebat, dacă vreți vă răspund. Deci eu le-am dat banii parțial. Ei mi-au cerut banii înainte ca la curve pe românește și eu nu sunt de acord să-i dau banii pe tot anul, nici nu ăsta. Deci mi-a cerut, plus că mi-a băgat o factură așa și altele și nu știu ce. Și când am cerut-o amănunțită, scria cartonașe roșii, pe cartonașe plătești. Păi da, domnule, să plătească cine greșește, că ăla nu... nu scrie. Și am zis să le plătim când bagă domnul Marius sponsorizarea de care a zis. Că atunci cu aia putem să le folosim cum vrem. Și am plătit 3.000 de lei, n-au mai zis oamenii nimic, și urmează restul pe să plătim după ce vine arbitrajul și transportul. Da, și după ce vine arbitrajul. Și cu transportul, să știți că nu e în regulă, că ei avem... Avind circular cu mașinile școlii, nu poți să faci. Da? Cine a dat? E circular. De când s-a întâmplat accidentul... De când s-a întâmplat accidentul ăla la Ilia, mașina școlii, nu mai... Domnul primar, ultima mașină care merge, e proprietatea primării, nu e școlii. Nu e inscripționată școală și dacă te ia pe drum, nu mai vorbi. Merge șoferul și pe aceea răspunde, ușor de vorbi, normal. Transportul trebuie cu o mașină înainte. Închiriem o mașină. Hai că pe aici poate ne mai descurcăm, dacă ar fi să ne ducem altceva. Trebuie rezolvată, trebuie văzut președinte, trebuie văzut de aia. De aia v-am dat aia, ca să vedeți, o citiți, o analizați, faceți din partea Consiliului, din partea... la cultură, Comisia de Cultură, găsiți, gândiți-o că e în atribuțiune Consiliului Local, găsiți o formă, știți legea, și eu nu mă, dar uitați cum citește și în ăsta cum este. Citiți-o bine, eu nu vreau că sunt în contra. Nu eu am făcut-o, să spuneți că... Consiliul Local din 2013. Da, domnule, dar nu eu am făcut-o, citiți-o să vedeți ce clauze și ce chestii din astea. Eu de-aia vi le-am scos. Nu spuneți că sângică contra. Nu, domn primar, dar arbitrajul și transportul se poate plăti. Da, domnul, dar putem plăti și elicopterul să-i ducă. Eu n-am zis nimica, dar ce? Dar am zis că nu se poate, păi se poate orice, dar problema este dacă e legal. Eu n-am pus problema că nu se poate. Eu am zis să găsim calea și să fim legală. De-aia v-am dat-o. Hotărâți, este, Consiliul este la aprecierea Consiliului Local, de-aia v-am dat. Avem baza sportivă care nu are orice comun din județul Bacău, avem baza sportivă ca noastră. Domnul Dorel, de-aia v-am adus-o, domnul Dorel. Vă rog. Acum, dacă nu vă place fumba, nu mergem cu urmă. Vă rog. Da. Dintre domnii consilieri, cine mai dorește să iei cu? Domnul, nu mai e o întrebare. Domnul primar, se poate pune pe stâlpul la central, acolo, oprirea interzisă, ca să putem ieși și noi cu mașinile noastre, ca oameni
vin ăștia și ocupă spațiul ăla. Și noi nu mai vedem în dreapta acolo deloc. Stăm numai în demn, am vrea și în frână. Eu am ridicat problema asta, eu când dumneavoastră la curte, am făcut cură. Dacă vreți, faceți mai mulți cetățeni din zona, faceți-o... Absolut! Toți care numai mașini acolo punem. Faceți o reclamație. Dar e și de acolo, din Băgăuna, în care stăm noi acolo, pe prunul. Deci, domnule, ia-i facultează ăștia. Deci faceți o, mai mulți cetățeni, faceți o reclamație. Eu cu reclamația asta o pun la drumuri naționale, că ei trebuie să pună și trece de pieton, dacă e trece de pieton, care nu se plasă, trebuie să facă și linie continuă, că nu o face. Le-am cerut de două luni de zile, le-am cerut la Hârja, la, în stația de autobuz, să treacă ăsta. Și încă n-a făcut-o. Mi-a promis... Mi-a promis Vio, Claudiu, avem la mână că am făcut către ei și Doamne ferește să întâmplă un accident, cel puțin avem noi și consilierii și ăsta avem acoperire. Făcesc și o înaintez mai departe, că am înaintat și acolo. Dar ei trebuie să facă, că eu n-am voie să fac. Am înțeles, că am mai făcut de deci, și semnele, nu, dar eu zic că nu rămâne la asta. Că și semnele, încă trebuie să continuăm cu semnele care ăsta, că avem ordin de la ei să punem semne peste tot, la ieșire în stradă. Cred că mai sunt jumătate dacă mai sunt. Păi semnele sunt pe mine, dar nu s-au sus pe s-a luat domnul Bodea și țemne s-a luat de acolo. Păi dar alea erau necesare. Erau necesare pentru gaturile oameni. Vă rog. Da. Atât, nu? Da, da. Dintre domnii invitați, domnul Bogu, vă rog. Domnul primar, avem o rugăminte din partea cetățenilor de satul Matlea, în urma ploilor care a fost în, mai ales în perioada lunii 2 august, atunci a venit în două reprize ploi torențiale, a spalat rău de tot drum. Facem cumva să ducem ceva piatră concasată pentru drumul principal, să-l plombăm cu piatră concasată și sunt zone unde trebuie pus balastru de prunt. E păcat să punem piatră concasată unde stratul gros. În general, noi de-aia am vrut când a trecut cu grederul și am și pus o mașină acolo lângă magazin, dar între timp am făcut acolo știu, la știu. A făcut de acolo era bine dacă se punea la început întâi balastru și după aia deasupra. Am curățit tot mâlul. Da, da, deci când am fost, am luat tot mâlul, că știți că poveste vechi când da, am fost, oamenii aveau cu reclamație, am luat tot mâlul, am făcut și șantul, dar oamenii n-au ieșit afară. Unul n-a ieșit să facă, că cu n-aveau cupa la ăsta, cu cupa nu poți să faci. Cu cupa asta. Trebuie ceva cupă specială să poți face un șanț ca lumea. Da, cum și ne-ai și tu nu să curețem. Scuzați, a fost. Întrebați-o. Ai venit numai tu, nu? Da, a fost. Dar ne-ai cerut cu burtul dreapta, stânga pe răcoze, care nu a tras mâruie și acum, în ziua de astăzi. Și prin fața porților s-a dus jumătate de centimetru de balastru. Bară poze, dacă nu credeți. Jumătate de centimetru de balastru. Nu s-a mai ajuns să zonă. Pe cu jumătate și dreapta s-a rămas în se poate băca de prun de acolo, balastru de prun la început, un strat deasupra și... Am filmat și am și lungi. Ăsta piatră concasată subțire bine pusă. S-a fost bine. Nu terminăm cu gavioane noi și cu oamenii acum începem să mergem și acolo cu șanțul ca să vedem cum facem și o să începem să se lăsăm. Mai e partea aia la transformator? Nu. Aici la mine. Trebuie pus betonat acolo. Făcut ceva în primăvară să o bet... Dar știi care ploaie spală. Dar știi că-i băgat drumul. Știu că-i băgat la asfaltaș, dar... Sunt la fonduri europene, deja așteptăm. A vin și de la București. Durează. Uite, a vin de și la București. Ca să vedem și acolo așteptăm aprobarea. A zis că e eligibil. Pe anul viitor, avem vreo speranță, ce știți? Păi, dar așteptăm de o lună de zile să ne vină aprobarea, să putem face proiectul. Dar dacă facem proiectul, l-am băgat și la anul ar trebui să plece. Toate sunt făcute, dar Iașul a aprobat, Iașul le-a trimis la București, după aceea Bucureștiul a venit în control, ne-am dus la peste tot, la unde am fost, le-au văzut cu domnul Văsca. Le-au văzut și acum așteptăm să vină hârtia. Da, a dat acceptul, dar trebuie să vină în scris. Când avem hârtia în scris, când avem hârtia în scris, deja. Și dacă faci asfalt, îl pun în beton sau chestii din astea și drumul este băgat la asta, îl strigăm, mai bine mai duce niște balastru. Ai văzut unde-i drept și unde asta. Ai văzut, am dus, am văzut, a ieșit, dar unde-i patru... În urma plurilor l-am făcut noi atunci. Buldo primăriera de efect și
l-am adus pe gelul, l-am reparat noi, în două rânduri. L-am plătit, am... Da. Trebuie adus câteva mașini de piață pe casa. Păi dați-o duc și o bună de asta. Dar gelul e defect? A primăriei. Nu gelul, dar acum lucrăm, am luat o mașină și lucrăm cu, pentru gabioane. Dar să dacă o aduci, mă sunați și... Punem noi, da. Punem noi, nu e o problemă. Numai să mă sunați să vină să-l las în mai multe locuri, să nu mai las grămadă într-un loc. Să ne vine mai ușor. De... Avem tuburile în pripor acolo. Asta a scos acolo în pripor. Ați văzut, sunt niște tuburi subțiri. Sacul de câte ori a plouat sau altă. Ieri și a dat afară. Ies acolo, spațiu nu îl în drum acolo. Nu? Mai aduceți-o la intersecție, de la mine, de, stau mai sus un pic, în intersecția asta. Am pus eu un mod de mult, de 15 ani, este un mare, dar nu la ieșire, nu e tot. Am luat pentru început, am luat pentru început trebuie să vedem. Dar spune că le-ați foarte bune. Dacă merge bine și după aceea o să facem un evitare. Acolo veniți într-o zi când aveți timp și ne uităm și vedem. Să vedem ce merge. Bine, dacă le se face fundații din beton jos. Se pot bani fără acolo e un tub pus, fără e un pus. Are 15 ani, că l-am pus pentru altceva. Eu l-am pus acolo ca să se poată întoarce acolo. Nouă tuburi mari avem, așa avem tuburi mari. Îi ăla și nu s-a fundat ăla niciodată. Sunt discul de bun. E, dar și fără temeli, e fără nimic. Da, dar dacă tot face, de mare, da. Tot mare, da. Se vede, că el se vede că e la ieșire, se vede acolo. Dar restul podiețului e țavă mică, de 400. Și aia nu face față. Vine de pe mare, se colmatează și capul. Poate și cineam de pe fiecare coa, iarul. Nu, mă, de la vorbim vorba. Noi putem lucra și iarna. Da, că nu îngheța, se poate lucra. Domnul primar, mai fi o problemă cu iluminatul. Copii acum vin seara la școală, care sunt după amiază. Da. Cel puțin o oră să decaleze seara. S-a decalat, domnule. Nu, s-a prins târziu. Unde vice? S-a prins. S-a prins, domnule, normal. Da, și nu e. Se schimbă. Poate ceasul cu puțin. Că nu e tuneric bine și s-a prins bine. Da, și am zis acolo la Harap acolo. O remorcă de balastul chiar din vale. Dați-mi acolo. Când am zis acolo la Harap, nu mi-a dat voie. A sărit. Nu mai luați, domnule, așa că nu vă dă voie. Veniți că... Păi cum, domnule, ne-am dus și a zis să nu pun acolo și au venit ei acolo. Care e? Păi drumul lui. Acolo, da, uite că așa sunt la curte când ne-am dus, a sărit cu mățul. Și acum am făcut o listă mare să le facem drumul. Nu știu. Atunci dați-mi mie acolo o remorcă de balastru de la apă, că n-aveți treabă cu nimeni. Vine eu acolo, anunțați-mă că am copii, îmi vine la școală și acolo nu poate să treacă. E chiar curba aia acolo, atâta. Și ce în curbă? Scoarțele mari, domnule. Scoarțele mari. Ce-am acolo, nu mă, ce ăsta, mă gândim cu... Ce mă ceva? Chiar în curbă, ce nu mai duce pe pe lume la magazin. Ce drăguie? Când o vine să plângi la școală, vine la magazin. Ce ceva? 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 E balastru, e... Nu, balastru. Vă rog, se poate. Da. Dacă ne luăm la fiecare domnul nebun, nu face nimic, domnule. Vă rog. Da. Cine mai dorește să iei cuvântul? Următoarea ședință va avea loc pe data de 17.11.2016 și are pe ordinea de zi proiect de hotărâre prin realizarea programului de urbanism, respectarea normelor privind construcțiile și executarea lucrărilor publice. Răspunde lucru Andrei, inspector. Acum să văd dacă știm la ce oră vine. La 9. La 9 s-a votat. Domnul Schumacher. 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 Domnul